Bună ziua și bine v-am găsit la Dicționar de ce medical. Astăzi îl avem alături de noi pe domnul doctor Călin Popa, care este medic primar chirurgie cardiovasculară, doctor în științe medicale și supra-specializat în chirurgia nevrismelor aortice. Bună ziua, domnul doctor! Salut, mâna, Și bine bine v-am ați găsit! venit la noi! Domnule doctor, vorbiți-mi despre anevrism. Știu că în ultima perioadă foarte mulți tineri fac anevrisme. Sunt acele morți subite de care nu sunt explicabile. Nu am găsit o groază de cazuri de genul acesta. Este adevărat că sunt din ce în ce mai mulți tineri care ajung să facă anevrisme? Acum, vorbim aici de anevrismele cerebrale, în special. Nu știu, n-am date epidemiologice care să-mi spună că tinerii fac mai frecvent. Adică că există o frecvență mai mare actuală a anevrismelor cerebrale. Neurologii ar putea să vă răspundă mai bine la... Nu văd de ce ar fi. Nu există o modificare în modul nostru de trai, astfel încât să se producă mai frecvent anevrismele astea. Cert este că le diagnosticăm mai frecvent. Și probabil că fiind subdiagnosticate în trecut, faptul că acum avem metode mult mai acurate și mai performante de a diagnostica, le diagnosticăm mai frecvent. Asta cred. Dar anevrismele cerebrale nu sunt singurele care există. Anevrismul, așa cum l-ați prezentat dumneavoastră, este o ectaziodilatare a unui segment arterial sau venos. Dar anevrismele venoase sunt atât de rare și de fără importanță încât merită să nu se discute despre ele, așa că rămân anevrismele arteriale. Anevrismele arteriale se pot produce oriunde în corp. Anevrismele cerebrale, prin faptul că sunt relativ frecvente, că apar la tineri, că au consecințe dramatice, sunt mai cunoscute. În schimb, există, pornind mai ales în a cincea, a șasea decadă de viață, o incidență foarte mare a anevrismelor cu localizări, cu altă localizare, localizarea aortică. Aorta, care este cel mai mare vas din corpul omului, se poate dilata într-un anumit segment sau în mai multe segmente. Ea poate să sufere dilatări de la un capăt la altul. Sunt anevrisme panaortice. Aceste anevrisme sunt grevate de complicații impresionante. Ele se pot rupe, ele pot să producă Emorabil. Disfuncții de organ. Pentru că în momentul în care există un anevrism, pe măsură ce se dilată o arteră, pe pereții arteriei care începe să se dilate, se produc niște cheaguri, se lipesc niște cheaguri, niște hematoame, ca foile de ceapă. Da? Acele hematoame, în anumite condiții, se pot rupe, disloca pe segmente mai mari sau mai mici și pot să obstrueze vasele care irigă organele. Deci, iată, odată dilatarea poate să producă ruptură, după aceea procesul ăsta prin care se produc hematoame parietale poate să dea complicații importante. După aceea, ele dislocă un anumit spațiu. Imaginați-vă că aorta, care are, să zicem, 3 cm diametru, face o dilatație la un moment dat până la 10 cm. Da? Este de 3 ori și ceva mai mare. Ei, în momentul când crește la dimensiunile astea, ea dislocă organele din jur. Da? De exemplu, pe aorta toracică, acolo unde aorta are un traiect în dosul inimii, în spatele inimii. Da? În momentul când se dilată, ea poate să comprime cavități ale inimii, care sunt foarte importante și în care se produce o simptomatologie legată de restricția provocată de anevrism sau elongația diferiților nervi care trec în proximitate.
sau obstrucția unor bronșii sau deviația traheei care produc tulburări în respirație. Sunt impresionante și extrem de multe complicațiile care pot să apară din cauza anevrismelor. De asta ele trebuie tratate. De multe ori sunt descoperite absolut întâmplător, pentru că nu au simptomatologie specifică. Ele se dezvoltă la un moment dat, depășind o anumită dimensiune, provoacă un simptom oarecare. De exemplu, bănuiesc că dacă ating, să zicem, nervii, dau oarește durere într-o zonă în care sau, de obicei... Da, sau, vă dau un exemplu, la nivelul crosei aortei. Deci aorta pleacă de la inimă și se încurbează în spate și își urmează traiectul normal. Acolo unde se încurbează ea, la nivelul crosei aortice, pe sub aortă trece un nerv care se numește nerv laringeu, care inervează laringele. În momentul ăsta ni se modifică vocea când anevrismul se presează nervul acesta. Da. Sigur că în momentul când ni se modifică vocea, nu ne gândim prima dată la un anevrism de crosă. Nu, ne gândim că stăm răgușiți. Mergem sau la ceva. Un orelist să vadă dacă avem o amigdalită sau o laringită și nu ne trebuie un antiinflamator banal și totul intră în normal. Dar vreau să spun că din cauza acestui polimorfism al simptomelor, anevrismele se diagnostichează mai ales întâmplător sau în momentul în care ele deja au produs o complicație importantă. Ei, sunt greu de tratat din cauza asta. În funcție de localizare, unele mai ușor, unele mai greu, unele aproape imposibil. De exemplu, anevrismele astea panaortice de care vă spuneam sau anevrismele toraco-abdominale, ele presupun niște tehnici chirurgicale foarte invazive și grevate de o mortalitate și de o morbiditate foarte mare. Dar noi știm foarte bine că lăsând pe loc acele anevrisme descoperite de multe ori la un diametru considerabil, bolnavul va avea speranță de viață foarte mică. În funcție de dimensiunea, de diametru anevrismelor, studiile făcute ne spun și care e speranța de viață a unui astfel de bolnav. Există, ca să vă imaginați, ca să vă dați seama cam cum funcționează, peste un anumit diametru, da? Studiile spun că 50% din bolnavi mor în primul an de la diagnosticare. Dacă descoperim întâmplător un astfel de anevrism, care nu este neapărat foarte supărător pentru om, dar l-a împins ceva la doctor totuși, o durere, e foarte greu să-l lămurești să se lase tratat în condițiile în care mortalitatea perioperatorie în tratamentul unor astfel de anevrisme este în jur de 10%. 10% fiind un procent foarte mare în chirurgia cardiacă. De multe ori noi, chirurgii, suntem tentați ca să putem să provocăm în imaginația bolnavilor importanța și gravitatea unor operații, să umflăm riscurile astea. Operația asta riscuri 90%, 90% că ți se întâmplă nu știu ce. Nu există. 90% risc nu există în chirurgia cardiacă. Că nu se face. Nu se mai face. La un astfel de risc. Dar 10% intră, a depășit o marjă pe care noi în chirurgia cardiacă o considerăm risc important. Da? Riscurile sunt cifrate undeva până la 3% riscuri mici, între 3 și 7% riscuri medii și peste 7% riscuri mari. Ei, anevrismele astea toraco-abdominale se operează cu riscuri peste 7%. Da, totuși trebuie să pui în balanță riscul pe care l-ai de a rămâne cu acel anevrism netratat, da? Și poți să mori, unul din doi oameni moare, 50% asta înseamnă într-un an de zile. Da. Deci unul din doi pacienți diagnosticați cu anevrism de acesta va muri și alta este să ai un risc de operație de 10%. Adică mi se pare că dacă judeci și matematic, absolut. Atâta timp cât riscurile, beneficiile sunt mult mai mari decât riscul, stai să te gândești. Sunt lucruri care trebuie tratate.
Anevrismele astea apar, mi-a spus, pe oriunde, pe aortă. Dar este și dat fiind faptul că nu dau semne și noi le putem descoperi, spre exemplu, nu știu, la ecografie abdominală. Sigur că da. Așa se descoperă. Lucruri care sunt mai puțin invazive sau mai puțin sau mai ușor de realizat decât un RMN sau mai știu eu ce, da, altceva. Așa se descoperă ele. Da? De exemplu, un om se adresează unui doctor pentru tuse. Da? Este un simptom absolut banal, adică frecvent, nu neapărat banal, frecvent. Și atunci doctorul cere ca investigație o radiografie simplă, o radiografie banală. Și pe această radiografie se poate vedea cum umbra, mă rog, opacitatea lăsată de aortă este mare sau e deplasată un anumit organ, inima, e deplasată sau trahea, e deplasată într-o parte sau în cealaltă și se ridică o suspiciune. Nu neapărat că radiografia poate să pună un diagnostic, dar ridică o suspiciune serioasă. În urma acestei suspiciuni sunt necesare analize suplimentare și atunci omul va face o ecografie care e mult mai fiabilă sau un computer tomograf care de asemenea e mult mai fiabil și în felul ăsta se diagnostichează și se completează practic diagnosticul, pentru că diagnosticul este un proces destul de amplu și construcția unui diagnostic presupune informații luate din mai multe părți, puse împreună și se construiește diagnosticul, din care diagnostic rezultă tot ce bolnavul are de urmat ca și tratament. Pentru că, de fapt, asta e diagnosticul, trebuie să ne împingă spre tratament. Problema la aceste anevrisme este chiar că dacă le reparați, să zicem, reparați un anevrism, există riscul ca el să mai apară în altă parte? Sigur că da. Este, de fapt, și de drept un defect al peretelui de sânge, da, nu? Da, cel care... Exact. Exact. Acum, există mai multe feluri de anevrisme. Eu povestind, în mintea mea reproduc cumva imaginea unui anevrism aterosclerotic, care este cel mai frecvent, cea mai frecventă cauză a anevrismelor. Dar există și alte cauze. Există defecte în structura biochimică, biologică a peretelui arterial. Probleme de colagen, nu? De colagen, de fibre elastice care sunt mai puține în anumite boli. Ei, acești bolnavi fac anevrisme la vârste tinere. Există, exemplu tipic este sindromul Marfan. Sindromul Marfan înseamnă o boală compusă din mai multe probleme în care există un aspect tipic al bolnavului, care este foarte înalt, slab, care are cristalinul subluxat, deci nu vede foarte bine, picioarele în X, da? Și sternul scobit, înfundat. Ei, când vezi un astfel de bolnav, un astfel de om, zici, ăsta poate să aibă un sindrom Marfan. Și trebuie investigat, pentru că sindromul Marfan, dincolo de dismorfismul ăsta, care până la urmă nu e mare lucru, că unii sunt mai înalți, unii sunt mai mici, unii au picioare în X, alții scrăcănați, nu e o problemă. Dar sindromul ăsta Marfan, prin faptul că peretele arterial este sărac în anumite structuri, îl fac foarte susceptibil la a face anevrisme. El se dilată, dar nici măcar nu apucă să se dilate până la ruptură, pentru că din cauza structurii lui, el face disecție de aortă. Disecția aortică ce înseamnă? Peretele aortic este format din mai multe straturi. La un moment dat, din cauza structurii deficitare, stratul intern se rupe, pleznește, iar fluxul intră în peretele vascular, fluxul de sânge împinge sângele în perete, dislocând peretele, îl dislocă și de asta se numește disecție, că se disecă peretele, structura internă a peretelui de cea externă. Se creează un flux alternativ în aortă, care sigur că poate priva, de exemplu, organe de sânge.
poate să ducă mult mai ușor la ruptură aortică și la decesul bolnavului, pentru că structura externă rămasă nu e suficient de rezistentă ca să suporte presiunile din interior. Și atunci noi trebuie să știm treaba asta de preferat înainte ca bolnavul să facă o astfel de complicație. Acești bolnavi trebuie operați mult mai repede când observăm că aorta e mare, e cu diametru mărit, trebuie operați mult mai repede decât bolnavii care au anevrisme aterosclerotice și la care se acceptă un diametru ceva mai mare. La ei pericolul este vital din ce spuneți. Da, și apare la tineri, că asta e dramatic. Un bolnav face o disecție de aortă sau o ruptură de aortă la un diametru între 4,5 și 5 centimetri, când un anevrism aterosclerotic se poate rupe dincolo de 6, de exemplu, sau are indicația de a fi abordat dincolo de 6 centimetri și la o vârstă de 17-18 ani. Un anevrism aterosclerotic noi îl operăm la 60 de ani, la 70 de ani, la 50 de ani, hai. Dar un anevrism rezultat prin boala asta Marfan poate să trebuiască operat la 17-18 ani, pentru că altfel bolnavii ăștia pot să moară. Și mai mult decât atâta, se înlocuiesc segmente în funcție de cum a crescut diametrul aortei. Câteodată au nevoie de 3-4 operații rând pe rând până aorta, practic, o protezezi de la cap la cap. Da. Ceea ce este foarte dificil. Dar în cazul sindromului acesta de care îmi vorbeați, e ok să înțelegem că atunci când îl ai, ar trebui urmărite foarte serios partea de circulație a sângelui. Dar în rest, cum ai putea să dai seama că se întâmplă ceva de genul ăsta în organism? Adică, ai, nu știu, sunt niște stări pe care le ai când anumite organe nu sunt... Nu trebuie să apară un simptom anume. În momentul în care noi am diagnosticat un sindrom Marfan și am văzut că aorta are un diametru mai mare decât e normal, noi avem obligația să urmărim acest diametru. Când diametru ajunge la un diametru la care operația este indicată, noi trebuie să convingem cumva bolnavul să se opereze, pentru că riscul de ruptură este foarte mare. Dar la noi, la ceilalți care nu avem acest sindrom? E la fel. Dacă diagnosticăm un anevrism, de exemplu, cele mai frecvente anevrisme aterosclerotice sunt subrenale, sub nivelul la care emerg vasele renale. Ei, să zicem că niște dureri de burtă ne împing la doctor și doctorul diagnostichează... Ne face o ecografie și vede... O ecografie, suspicionează un anevrism, ne trimite la angio-CT, la un computer tomograf. Computer tomografia este metoda de elecție în diagnosticul anevrismelor. Și băgăm de seamă că există un anevrism. Computer tomografia e în stare să măsoare perfect... matematic diametrul anevrismului. Dacă anevrismul are 4 cm, nu-i nevoie să-l operăm. În schimb, recomandăm bolnavului ca odată la 6 luni de zile să facem un angio-CT, să repetăm tomografia. Ca să vedem dacă nu se mărește, bănuiesc. Da, și atunci, mă rog, dacă e mai mic, 3,5 cm, 4 cm, atunci putem să așteptăm un an ca să repetăm tomografia. Dacă nu, dacă de ce așteptăm? Așteptăm pentru că riscurile și beneficiile sunt în invers, adică sunt riscurile unii intervenții exact, mai mari decât exact. Beneficiile. Exact. Beneficiul e mai mic decât riscul la o dimensiune mică. Iar dacă la două examinări succesive vedem că anevrismul a crescut cu 0,5 cm la 6 luni sau un centimetru la un an, atunci începând de la 5 cm trebuie operat, pentru că progresia asta înseamnă că el evoluează spre ruptură. Există și tratamente care pot opri această progresie sau există tratamente care pot vindeca? De vindecat nu prea există. Nu. Există, sigur, medicamente care
combat hipertensiunea arterială, hipertensiunea arterială fiind unul din factorii care împing anevrismele spre dilatare, dar nu neapărat hipertensiunea este cea care... Ea poate să, crescând foarte mult sau făcându-se în valuri, producându-se în valuri, poate să producă stricăciuni. Ea trebuie tratată pentru că totdeauna suntem mai liniștiți când avem o tensiune... Și mai puține complicații când avem o tensiune de cea normală, cea medie. În afară de hipertensiune, ce alți factori duc? Am vorbit mai devreme de factorii, practic, care sunt... Ateroscleroza este principalul. După aceea sunt defectele astea de structurale, de perete vascular. Apoi sunt tot soiul de infecții. Există un soi de infecție fungică care poate provoca, poate provoca anevrisme. Sunt cele anevrisme micotice, cum le numim noi. Care se tratează cum? Care se tratează la fel, doar că fiind o infecție, ele pot să dea recidive mai frecvent decât altele și sunt din cauza asta mai greu de tratat. Bănuiesc că și cu antibiotice. Asta este un tratament combinat între terapie chirurgicală și sunt niște medicamente, hai să le zicem antibiotice speciale pentru fungul, pentru ciuperca respectivă. Care se ia de unde? Îl avem în organism și la un moment dat, nu știu, se debalansează ceva? Da, unele sunt. Există unele care pot să colonizeze arborele respirator, de exemplu. Sigur, pot produce simptomatologie și ele trebuie tratate. Dar la un moment dat, dacă pătrund în sânge, ele pot să dea aceste probleme anevrismale la nivelul arterelor. E foarte complicat. Deci nu e ceva ce am putea să facem, să zicem, ca să ne păzim de a face anevrisme. Nu prea putem. Este aceeași poveste cu combaterea factorilor de risc. Deci dacă reușim să ducem o viață cât mai sănătoasă, asta însemnând nu fumat, pentru că fumatul, știu, dumneavoastră mi-ați mai spus în emisiunea anterioară că afectează arterele, afectează vasele de sânge la modul general, să ne controlăm colesterolul ca să fim siguri că nu facem ateroscleroză, să nu dăm în alte probleme. Adică sunt chestii de genul ăsta, de alimentație sănătoasă și de sport. Da, exact. Da, e o întrebare la un moment dat. Mi se recomandă pe peste tot. Toate chestiile astea ni se spun dimineața la prânz și seara la orice post de televizor te-ai uita. Dar dacă te apuci la o vârstă mai înaintată de a face sport, să zicem, sau să treci la un stil de viață mai sănătos, mai are vreun efect după ce în tinerețe ai dat iama în fast food și alte... Sigur că procesele astea degenerative se întâmplă în timp. Da. Da? Noi facem excese în tinerețe. Dar excesele respective nu duc neapărat spre dezastre. Cu cât ne convingem mai repede să renunțăm la obiceiurile proaste, cu cât ne convingem mai repede că trebuie să trăim mai sănătos, cu atâta avem speranța mai mare de a nu face... Și bănuiesc că și speranța mai mare de viață. Normal. Și chiar dacă ne apucăm mai târziu de 40-50 de ani, să zicem așa, de sport, sigur tot vor fi efecte beneficiale. Acum, sportul nu înseamnă neapărat sport de performanță. Nu trebuie să urcăm pe Everest și să mergem la maraton. Dar o oră pe zi de umblat este absolut benefică. Într-un pas, dacă se poate, un pic mai alert. Ca să mai alert, cum poate fiecare, să știți. E tot mișcare. Dar decât statul pe o canapea, un om de 70-80 de ani e mult mai bine să se plimbe în ritmul melcului, dar să meargă pe jos în aer curat. Da, în jurul blocului. Da, în jurul e suficient. Doamna doctor, vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc și eu. Zi bună!